Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din satul Talpa Băscoveni, județul Teleorman. Cu acest prilej, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe Părintele Paroh. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Pantocrator. Credincioșilor prezenți la slujbă, preasfinția sa le-a vorbit despre curajul mărturisirii care vine din învierea Mântuitorului Hristos. Învierea se cuvine să producă și în viața noastră această schimbare, să ne apropie mai mult de Hristos, pentru că învierea Mântuitorului Iisus Hristos este certitudinea că pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire a răbdat Hristos chinurile și moartea prin răstignire pe cruce, îngroparea și mai apoi pentru noi a înviat. Căci prin învierea sa nouă tuturor ne-a dăruit viață veșnică, prin învierea sa Mântuitorul Hristos a zdrobit moartea și ne-a scos pe noi, cei care credem Lui, din robia morții. Această credință este cea care dă tărie și putere celor care sunt prigoniți pentru Hristos. Această credință este cea care duce pe mărturisitor la cele mai înalte culmi ale mărturisirii, la chinuri și la moarte pentru Hristos. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din satul Talpa Băscoveni a fost construită cu ajutorul localnicilor în anul 1933 pe locul unei biserici mai vechi.